Un bărbat care și-a înșelat soția și a lăsat-o fără avere a fost obligat de instanță să-i plătească daune morale și compensatorii în valoare totală de 20.000 de euro. Despăgubirile au fost acordate în cadrul procesului de divorț intentat chiar de soțul infidel, care ar fi vrut ca desfacerea căsătoriei să se facă din culpă comună. În timpul cercetării judecătorești însă s-a descoperit că de fapt vina pentru destrămarea mariajului îi aparține în exclusivitate. Potrivit adevărul.ro, concret, bărbatul avea o amantă de mai bine de 3 ani și n-ar fi vrut să-i lase jumătate din avere fostei soții cu care a conviețuit 32 de ani și care, în tot acest timp, a fost casnică, îngrijind cei trei copii. Cospodăria, iar în paralel, l-a ajutat fără plată și la firma familiei. Înainte de a porni procesul de divorț, a trecut firma familiei pe numele amantei și a vândut toate proprietățile, mai puțin o casă pe care a transferat-o pe numele mamei sale și unde s-a mutat cu iubita, a explicat avocata Cornelia Ilaș, care a reprezentat-o pe soție în proces. Judecătorii au sancționat aspro comportamentul bihoreanului dacă până în prezent acordau ori daune morale, ori daune compensatorii în astfel de situații. În acest caz, în premieră pentru Bihor, magistrații au stabilit că soția părăsită este îndreptățită să le primească pe ambele. Suma acordată reprezentând de asemenea o premieră prin Valoare. Potrivit hotărârii judecătorești pronunțate în caz care este definitivă, femeia a fost îndepărtată de la averea familiei, a fost lăsată cu premeditare fără resurse financiare la o vârstă la care este greu să se mai angajeze. A fost traumatizată de pierderea statutului social de femeie căsătorită și de purtarea umilitoare a fostului soț, care și-a mutat Amanta în casa construită împreună cu ea.